Ne-am întors în sala polivalentă din București. Atmosfera e incendiară, sunt peste 3-400 de suporteri rapidiști, sunt și câțiva susținători ai CSM-ului pentru acest meci extraordinar, această supercupă a României cu multe vedete. Vedem și lotul Rapidului cu Ciucă, Dedu și Capitanovici în poartă, Badea pe extrema dreaptă, Espinola și Lacraver pe interdreapta, Buceschi și Fraga Fernandez, Alicia Fraga Fernandez pe centru, Grozav, Canor și Perianu, inter stânga, Corsoș, Gutierrez, extreme stânga și Ainhoa Hernandez și Lorena Ostase pe pivot, o echipă foarte puternică a Rapidului, care a făcut câteva transferuri interesante. Vom vorbi pe parcursul meciului despre aceste transferuri. Da, o echipă a Rapidului care vine din postura de campioană și va juca împotriva CSM-ului cu Grozer, Davison și Eriksson, cele trei portărițe, apoi Aune Saudakova, apoi Gogârlă, Glicovaț, Zadi și Omoreghe, Iacateneagu, Anțen sunt interii în partea stângă, Dembele din Diligan, extreme, Ailincăi și Bintea în pivot. Se anunță un debut de sezon în handbalul feminin cu adevărat special. Cei doi arbitri, Barbu și Badiu, primesc câte o plăcuță comemorativă pentru această supercupă. Să spunem că Cristina Neagu a fost puiduită de fanii Rapidului. Au existat atunci niște conflicte pe final de sezon, un final incendiar în care titlul s-a dat chiar în ultima etapă. Rapidul a câștigat la Râmnicu Vâlcea și a reușit să cucerească titlul după mulți, mulți ani. A fost o surpriză pentru că echipa Rapidului nu arăta atât de bine precum arată acum. Iar Cristina Neagu va primi titlul de cea mai bună jucătoare din campionatul precedent. A fost și golghetera campionatului precedent, 191 de goluri. A primit acest titlu, acest trofeu de la Valentina Ardean Elisei, o extremă stânga legendară pentru Naționala României. 915 goluri marcate de Alice Ardean în 256 de meciuri pentru Naționala României. A câștigat și 3 medalii, un argint în 2005 la Mondialul din Rusia, un bronz în 2015 la Mondialul din Danemarca și încă un bronz la Europeanul din Danemarca și Norvegia în 2010. O jucătoare senzațională, s-a retras chiar în urmă cu câteva zile, a evoluat ultima dată pentru Gloria Bistrița și este o atmosferă senzațională aici. Da, sunt probabil spre 4.000 de spectatori în sala polivalentă din București. Mare parte dintre ei fanii Rapidului sunt în toate colțurile sălii fulare al Vișinii. Rapidul, o echipă care a renăscut încet, încet, atât la handbal feminin cât și la fotbal. Fanii de la fotbal, mare parte, sunt în peluză și creează o atmosferă cu adevărat specială pentru Supercupa României, așteptată foarte mult în București, dar și în țară. Echipe foarte, foarte concentrate. Am văzut și la încălzire, Neagu se uita de partea cealaltă a terenului, foarte, foarte atentă la mișcările jucătorilor adverse, pentru că sunt multe jucătoare noi și la Rapid. Au venit și câteva jucătoare foarte interesante la CSM București. Practic, CSM-ul schimbă poarta și cu totul și vom vedea în ce măsură cu Franțuzoaica Grozer în poartă, CSM-ul va fi mai puternică decât a fost în ultimele sezoane. Obiectivul principal pentru ambele echipe este cu siguranță o participare cât mai lungă în Champions League, acolo unde sunt calificate împreună. E pentru prima dată în istorie când sunt două echipe din București în această competiție, în Champions League. Rapidul va juca un meci la Mioveni, celelalte aici în sala polivalentă, iar dacă susținerea va fi la fel, atunci vor avea un mare, mare plus în Champions League la feminin. Nu prea sunt echipe care să aibă cumva omologe și în fotbal și să aibă astfel de galerii. La Dortmund nu prea venea nimeni, pentru că acesta este unul dintre cazuri. Mai degrabă onest, Vardar Skopje e un exemplu. Vardar veneau foarte mulți oameni la meciurile echipei masculine. A început partida cu Rapidul în atac, Corsoș, Canor, Fraga Fernandez, Lacraver și Badea plus Ainhoa Hernandez sunt în echipa Rapidului. Așadar,
doar Badea, o jucătoare din România, multe straniere. Vom vorbi pe parcursul partidei. Canor acum pentru Fernandez. Canor a încercat o pasă pentru Ainhoa Hernandez. Nu a reușit această pasă. Sunt multe jucătoare din Spania, pentru că și antrenorul de la Rapid este spaniol, Carlos Viver, fostul selecționer al naționalei feminine, locuit în 2021. Canor pentru Lacraber, amenințare de joc pasiv. Fraga acum a încercat o pasă pentru Ainhoa și să vedem contraatacul CSM-ului. Au neacercat o pasă, a fost blocată și nu se acordă nimic. Corsoș a faltat inteligent aici. Da, Guraica Dorina Corsoș, 26 de ani, venită de la Debrecen. Rapid încearcă cumva să se apropie de marile forțe ale handbalului european prin aceste transferuri. Omoreghi pentru Zadi și apoi Cristina Neacu. Aceasta este linia de 9 metri pentru CSM în debutul partidei. Zadi, mare transfer făcut de CSM. Omoreghi pentru Cristina Neagu. Neagu blocată. Neagu pasează cu pivotul. Crina Pinte apară. 7 metri. 7 metri, da. Aruncare de la 7 metri acum pentru CSM. Această conexiune va fi una foarte interesantă. Foarte, foarte greu de ținut. Crina Pinte este o jucătoare puternică, inteligentă și cu multă experiență. Și Neagu huiduită la scenă deschisă pentru această aruncare de la 7 metri. Față în față cu Capitanovici. A venit de la Metz goalkeeperul. Scrie Cristina Neagu și după 2 minute vine și primul gol al partidei. 1-0 pentru CSM. Neagu, evident, spuneam, cea mai bună marcatoare în sezonul trecut și în Champions League, unde a reușit 110 goluri, al treilea titlu, doar două jucătoare, Natalia Morskova și Natalia Derepasco, au mai reușit această performanță incredibil pentru Cristina Neagu și golghetera Ligii Florilor în sezonul precedent. La Craber acum pentru Canor, depășire frumoasă a lui Canor și este 7 metri apărare în semicerc, apărase Laurent Lozer. Foarte interesant duelul dintre cele două franțuzoaice. Da, două jucătoare de naționala Franței în Supercupa României. La 7 metri se prezintă Lacraber și ea de naționala Franței, o specialistă la 7 metri, față față cu Glozer. Lacraber, gol! 1-1, Rapidul egalează. Joacă mai mult Lacraber în atac și în partidele de pregătire. A marcat cele mai multe goluri la Craber. Surprinzător, pentru că are și ea o vârstă, nu mai juca atât de mult în ofensivă. Este al 12-lea club din carieră, Rapidul, pentru Alexandra la Craber. 35 de ani are. O jucătoare cu siguranță foarte experimentată și foarte interesantă. Neacu! Capitanovic reușește să respingă, trimite pe contră pentru Canor. Mai departe la Fraga Fernandez, la Craber. La Craber, Canor, pasă prea lungă. Și Canor vine după o accidentare, nu a jucat foarte mult la Metz în sezonul precedent, dar este o jucătoare cu calități atletice incredibile. Are 25 de ani, născut în Guadalupe, jucătoare care a evoluat în toată cariera ei până acum la Metz. Chiar și la junior a fost acolo. La fel ca și Zadi, Zadi a mai evoluat pentru Rostov. A revenit în Europa, în țara natală, Franța, pentru că a fost oprit handbalul acolo în Rusia. Omoreghi acum își închisese unghiul. Zadi aici este de 2 minute. Da. Nu, este doar galben. Putea fi... Scapă la Craber. Scapă la Craber. A fost depășită clar de Zadi. Da, e, a fost o mână în gât aici. Se puteau acorda 2 minute. Depinde ce linie au arbitrii. În general, chiar dacă este minutul 2, chiar dacă este minutul 3, vorbim aici acum de minutul 5, astfel de faze sunt pedepsite pentru a nu încuraja un joc dur, deși aici este un derby. Omoreghi acum pentru Neagu, va fi probabil o încrucișare. Da, vine Zadi pe centru, Zadi pentru Neagu. Aruncarea lui Neagu trece pe lângă poartă. Grăbită aruncarea lui Neagu. A da. Fost un moment în care ea putea să desfacă din nou jocul în cealaltă parte. E o jucătoare care riscă mult și marchează mult. Cristina Neagu o cunoaștem foarte bine. Da, singura problemă, să spunem, pentru CSM este că doar Neagu până acum își asumă aruncările, ceea ce e oarecum surprinzător având în vedere transferurile făcute. Arată bine în CSM-ul, sunt jucătoare cu foarte multă experiență. Intră și Canor acolo, circulație, Fraga Fernandez blocată foarte bine, minge scoasă.
Au, ne putea pleca pe contră, însă nu i-a ieșit pe marginea terenului. Arsen este cu mâinile pe sus, încercând să-și încurajeze colegele. Norvegianca e o jucătoare cu adevărat interesantă. Hernandez pentru la Craver, lasă la Canor. Canor! Forțare aici. Forțare, da. A vrut prea mult să pătrundă. Destul de multe erori în primele 6 minute. Se resimte Neagu. Dar nu e ușor când vine o forță a naturii cum este Canor peste tine. Și avem acum... Canor e o jucătoare, dacă te uiți la ea, e subțire, mai subțire decât celelalte, dar are o vână extraordinară. O jucătoare foarte, foarte bună. Da, handbalul din Franța produce în continuare mari, mari talente. Vorbim aici de o echipă care a câștigat toate competițiile majore în ultimii ani. Campionat european, campionat mondial și Jocuri Olimpice. Neagu pentru Omoreghe, Zadi acolo. Zadi pentru Omoreghe. Greșește Omoreghe și nu se acordă fault. Foarte multe erori face Omoreghe pentru CSM și să spunem că nu este totuși poziția ei, pentru că ea este un centru. La Craver, printre picioarele lui Grozer, 2-1 pentru Rapid. Foarte bine s-a înălțat surprinzător, a reușit să finalizeze Rapid. Pasă pentru Pintea, Pintea, 2-2. Rapidă această acțiune a CSM-ului, care reușește să restabilească egalitatea. Fraga Fernandez, oprită de Arsen, care a intrat pe fază defensivă în locul lui Zadi. Zadi la marginea terenului, discutând cu Adi Vasile. Sunt ceva probleme defensivă pentru Zadi până acum. Da, e normal, pentru că abia a venit la echipă. Sunt sisteme diferite. Adi Vasile folosește un sistem diferit chiar și față de Per Johansson, cu care a colaborat la CSM și la Naționala Muntenegrului. Asta spunea Eduarda Amorin, care a evoluat la CSM până în această vară. A venit pentru câteva luni, dar ăsta este jocul pe care Adi Vasile și-l dorește. O tranziție rapidă, o repunere rapidă, mai ales că acum s-au schimbat și regulile. Vorbeam și la precedenta Supercupă, se poate repune de oriunde din acel cerc de la centrul terenului. Fernandez acum pentru Canor. Intră în circulație Guroica Corșoș. La Craver, Fraga, Fernandez, din nou la Craver. Pentru Fernandez, Canor, Canor alunecă. Da. Amenințare de joc pasiv. Și asta s-a schimbat în handbal de la 1 iulie. 4 pase din momentul amenințării de joc pasiv. Aici... Foarte agresivă echipa lui Adi Vasile, care pe margine pare cel mai calm om din lume. Echipa sa este într-adevăr foarte agresivă. Corșu și-a greșit. Cristina Neacu pe contră. Super golul! 3-2 pentru CSM. A marcat Tempele. Face bine contraatac Dembele și la vârsta ei, o jucătoare foarte experimentată și ea a ratat Jocurile Olimpice în 2021 pentru că a suferit o accidentare gravă, o ruptură de tendon ahilian. Se revine destul de greu din astfel de accidentări, dar pare foarte bine Dembele și după această vară, care în CSM-ul a avut niște meciuri de pregătire mai tari. Canor acum! Gol foarte frumos și eliminare. Omoreghe face un fault de eliminare. CSM-ul va avea probleme. Să vedem cum le va rezolva Adi Vasile. O scoate pe Glozer. CSM-ul va avea probleme mult timp, îmi cer scuze Ion, pentru că nu are un inter dreapta de mână stângă pe care poate să conteze. Este Alicia Gogârlă acolo. Klikovac este și ea, dar este o apărătoare prin excelență, Klikovac. Și Omoreghe e cumva o variantă de avarie. A încercat CSM-ul să o aducă pe Ana Gros. Una dintre cele... o mare lovitură. A mers la Gheor, a mers la Gheor, pentru că acolo se plătesc salarii bune și a mai fost la Gheor chiar la începutul carierei, dar Gros este jucătoarea cu cele mai multe goluri în ultimele două sezoane cumulat în Champions League. Neagu acum, să vedem pe Neagu, pasează pentru Arnzen, întoarce pentru Neagu. Cerut 2 minute eliminare în cei de la CSM. Amenințare de joc pasiv. Neagu pentru Zadi. Întoarce pentru Dembele. Obligată Dembele să arunce și este... 7 metri și 2 minute pentru Badea. Aici se vede experiența lui Dembele și lipsa de experiență a lui Badea. Trebuia să o lase. A încercat să o oprească. Și CSM-ul practic a anulat și această eliminare pe care o primise Omoreghe.
Pasă foarte inteligentă făcută de fetele lui Adi Vasile. Sinabat Dembele a știut foarte bine să scoată acest 7 metri plus eliminare. Neacu, gol! 4-3 pentru CSM, care, iată, reușește să absoarbă foarte bine presiunea Rapidului în momentul în care a rămas cu o jucătoare mai puțin pe teren. Și intră Espinola acum în locul lui Capitanovic. Inter dreapta. Espinola evoluează pe extremă în acest meci. Hernandez acum pentru la Caber. Foarte bună faza, dar aruncarea a fost peste poartă a jucătoarei de origine bască, Ainhoa Hernandez. Și acum CSM-ul poate să pună două goluri între ea și Rapid. Au trecut 10 minute, un handbal foarte, foarte bun până acum. Cele două echipe au reușit să creeze și faze frumoase, dar și o defensivă foarte solidă. De aceea este doar 4-3. Zadi pentru Neagu. Zadi pe extremă. Aune. Gol. 5-3 pentru CSM. Aune, campioană mondială cu naționala Norvegiei, reușește foarte bine să înscrie la colțul scurt. A păcălit-o pe Capitanovic. Capitanovic e un goalkeeper care, dacă e în mână, reușește să apere foarte, foarte multe aruncări. Dacă nu, are probleme, dar Rapidul are pe bancă doi goalkeeper foarte buni, Ciucă și Denisa Dedu Șandru acum. Canor pentru Fraga Fernandez. La Craber, linia de 9 metri a Rapidului. Intră în circulație și pivotul Hernandez. Canor alunecă din nou. Are ceva probleme cu suprafața de joc. Da, pot fi accidentări foarte... Iată, s-a rupt suprafața de joc. S-a dezlipit un pic. Se mai întâmplă cu acest Gherflor. Putea fi o accidentare gravă pentru Canor acolo. O ruptură de ligamente, cam așa se face, sau o întorsă la gleznă. Sunt foarte periculoase aceste schimbări de direcție. E din nou la fel ca la Supercupa României la băieți. E destul de cald în sala polivalentă și jucătoarele transpiră. Vom avea momente moarte în care podeaua trebuie ștearsă pentru a evita astfel de accidentări. Rapidul în continuare în posesie, fără o jucătoare, fără portare în acest moment. Canor pentru la Craber, din nou a încercat acolo să obțină o forțare. Neagu și este 7 metri. Foarte bine a pătruns Canor. Cât de frustrată trebuie să fie Glozer, pentru că a scos din vinclu această minge a lui Canor. Iese Glozer. Intră Davidsen, da. Este o jucătoare care apără de obicei aruncări de la 7 metri. A fost folosită și în Champions League. În sezonul precedent, CSM a pierdut 4 meciuri în ultima secundă în Champions League. Absolut incredibil. Să vedem. La Craver față în față cu Davidsen. Spuneam, La Craver, cea mai bună marcatoare din amicale pentru Rapid. O jucătoare care transformă des aruncări de la 7 metri. Le bătea și la Naționala Franței. S-a retras între timp din handbalul internațional, cum se spune. Rămâne doar la echipa de club. Foarte încânturat Carlos Viver. Echipa sa e condusă la 2 goluri. La Craber poate strânge această diferență și o face. 4-5, Rapidul marchează. Fanii continuă să cânte, continuă să aibă încredere. Echipa giuleșteană a reușit, spun eu, o mică minune, câștigând campionatul în sezonul precedent. O mare minune în sezonul precedent. Nu e chiar o mare minune. Rapidul a făcut achiziții foarte bune și până la urmă a reușit să câștige titlul. Omoreghe pentru Zadi, lasă la Neagu! O acțiune specifică, Cristina Neagu, marcă înregistrată. Rapidul încearcă foarte rapid să revină pe tabelă. La Craber, pasează pentru Canor. Canor foarte atletică, mai departe pentru Fraga. Va fi foarte interesant cum se va descurca Rapidul în acest sezon în campionat, pentru că CSM-ul a avut meciuri în Champions League, multe meciuri în Champions League, iar Rapidul nu a avut meciuri în cupele europene. Acum intervin și alte partide pentru giuleșteni. Asta s-a întâmplat și cu SCM Râmnicu Vâlcea când a câștigat ultimul titlu. Nu a avut meciuri în Europa. Poate fi un minus din acest punct de vedere, dar asta este
marea provocare să-ți creezi un lot suficient de puternic încât să joci pe două planuri. A revenit și Badea după eliminare în teren. Fernandez, Lacraver și Canor se păstrează această linie de 9 metri cu care Rapid a început partida. Nu sunt foarte multe schimbări, deși, spuneam, lotul este destul de mare pentru Rapid. Lacraver pentru Canor. Din nou Lacraver, Fernandez pentru Badea. 1-1 cu Glozer și este gol pentru Rapid. Ce frumos, ce frumos a aruncat Badea, s-a arcuit excelent. Neagu, cearcă Rapid, Arțen pentru Pintea. Scoate Capitanovici, să vedem pe contră dacă reușește Rapidul. Frag Fernandez. Ia repara greșeala lui Capitanovici. Lacraver! Gol! 6-6. Rapidul egalează. Foarte periculoase aceste contraatacuri sau acțiuni pe faza a doua ale Rapidului. Reușesc foarte rapid să taie acel avantaj, acel elan al CSM-ului. Și este din nou întreruptă partida. Dacă nu avem sală cu aer condiționat, ăsta este prețul pe care trebuie să-l plătim. Întreruperi dese, pentru că și meciul este unul destul de alert, ritmul este foarte bun. Continuăm, Adi, să sperăm la o sală polivalentă în București. Deocamdată ne mulțumim cu ce avem, o sală care are 50 de ani. Da, și va găzdui 3 echipe în Champions League în acest sezon. Dinamo la băieți, CSM și Rapid la fete. Omoreghi acum pentru Neagu. Zadi vine în spate, încearcă să direcționeze ea atacul. Zadi pentru Neagu. Neagu pătrunde acolo și este aruncare de la 7 metri. Apărare în semicerc, spun arbitrii. Să vedem pe reluare dacă a fost sau nu. Evident, pasiunea este mare. Foarte interesantă discuția între Badea și Lacraver. Am întrebat-o, a fost, nu era foarte sigură. Jucătoarea 7 metri. 7 metri Badea, da. Părare în semicerc aici. Avea un pas în față, în spate, pardon. Da, sunt multe decizii care pot fi discutate. Foarte interesant, Arsen se duce la 7 metri. Ea este cea mai bună marcatoare din amicale. Arsen pune mingea în colțul porții. 7-6 pentru CSM. Da, interesant să schimbi jucătoarea care aruncă. Și Zadi poate bate aruncări de la 7 metri. Am lăsat puțin ambianța, să vedem cum e și galeria Rapidului. Canon pentru Fraga Fernandez, Lacraver, foarte bună pasă acolo și din nou 7 metri. Foarte atentă Lacraver, foarte mobilă pentru vârsta ei, o jucătoare care arată că încrucișările nu prea merg. Trebuie schimbate aceste acțiuni ale Rapidului. Cele două echipe se vor întâlni și în campionat în prima etapă în Liga Florilor. Pe Pro Arena aici, duminică, la 17:30, este derby Rapid CSM. Fraga mult Fernandez, de calitate. Fraga, gol! 7-7. Și Rapidul a schimbat. Rapidul a schimbat, exact ca și CSM-ul, după ce Lacraver a fost responsabilă la 7 metri, a intrat Fraga Fernandez în această poziție. A fost jucătoare la Râmnicu Vâlcea. A venit în 2017 și, coincidență sau nu, chiar de atunci a fost selecționată în naționala Spaniei, vicecampioană mondială în 2019, a terminat pe locul 4 la mondial în 2020, nu chiar în Spania. Zadi pentru Neacu, din nou Chris Zadi pentru Pintea. A luat mingea din semicerc și este poziție pentru Rapid. Pintea nu înțelege, este cu un om în minus CSM-ul în defensivă. Trebuie Rapidul să grăbească atacul. Lacraver pentru Canor, din nou Lacraver și a reușit Pintea să revină la timp. Diferență de înălțime, de forță și de mobilitate între Pintea și Hernandez. Se vede asta pe semicerc. Cât de nervoasă e Cristina Neagu. Mingea trebuie ștarsă, cred. Da, se schimbă mingea. Și Capitanovici face și ea ce poate. Încearcă cumva să șteargă o zonă care putea deveni periculoasă. Portărița Rapidului. Iese Pintea la schimbare și intră Arnțen acum pentru CSM. Da, sunt trei jucătoare din Norvegia în lotul CSM-ului, două dintre ele în acest moment pe teren.
Anțe și Aune. Badea, Canor pentru Lacraper. Scapă mingea Lacraper. Și aici e două minute eliminare la Lacraper. Astea sunt regulile. Foarte nemulțumiți fanii Rapidului. Sunt multe astfel de reguli care nu sunt neapărat foarte, foarte cunoscute. Am văzut la un european precedent sau la un campionat mondial cum o jucătoare care se retrăgea a fost lovită cu mingea în spate. Mingea era pe traiectorie de repunere. Două minute eliminare. Dar Rapidul va trebui să reziste în aceste două minute. Este 7-7. Minutul 16. Suntem aproximativ la mijlocul acestei prime reprize. O partidă foarte echilibrată, așa cum ne așteptam. CSM-ul a câștigat ultimele meciuri directe. Ultimele 10 meciuri directe. Da. Rapidul nu are victorie din 2015 încoace în fața CSM-ului. Neagu acum pentru Omoreghe. Pasă pentru Aune și este gol pentru CSM. 8-7. Omoreghe putea să pătrundă acolo. A preferat să deschidă în extrema. Unghi mare pentru Aune. Spuneam campioană mondială cu naționala Norvegiei. Da, și care a venit în 2021 de la Vipers. Vipers deținătoarea Champions League, câștigătoarea ultimelor două trofee. Da, a câștigat Champions League, a venit la București. Vipers a continuat să câștige, chiar și fără Aune. Torșoș. Badea, implicate și extremele, joacă fără portar Rapidul în aceste momente. Badea pentru Fraga, Hernandez din nou oprită de Arsen, scapă mingea și să vedem contra Rapidului, dacă va exista ea. Fraga așteaptă, temporizează, Canor scapă mingea, ce probleme, ambele echipe au probleme cu această minge. În continuare, mingea este cu clister pe ea, așadar nu este o minge nouă pe care... A fost o minge care a fost introdusă la actualul mondial de junioare în Macedonia de Nord. Cam aceea este direcția, dar deocamdată se folosește aceste mingi. Neagu pasă pentru Aune. Periculoasă această pasă pentru că am văzut două erori mari în ultimele două faze. Neagu pentru Omoreghe. Bine pentru Aune. Aune! Excelent procedeu. Ce este 9-7. Cere și o eliminare de 2 minute acolo. A fost ușor tamponată de Canor. Cât de bine s-a desurcat extrema dreaptă din Norvegia de 27 de ani. Capitanović, nici o șansă. 9-7 pentru CSM. Spuneam că Rapidul trebuie să reziste. Nu a putut să o facă. A intrat și Sorina Grozav. Sorina Târcă s-a căsătorit în această vară cu fotbalistul Gheorghe Grozav, Gicu Grozav, și face aici forțare neîncălzită, poate. Grozav și au o jucătoare foarte talentată, golgheteră la europenele de junioare și de tineret din 2015 și 2017 și golgheteră Rapidului în sezonul precedent în Liga Florilor, 144 de goluri. Rapidul în continuare fără Lacraper pe teren. Trat Espinola. Zadi. Zadi pasă cu pintea. Foarte bine pozită pintea de această dată. Minge scoasă la Canor. Mai departe pentru Fraga Fernandez. Fraga Fernandez. Gol! Până la urmă, gol, un gol marcat de Jennifer Gutierrez. Și probabil că va fi schimbare de portar. Lozer, care nu prea apăra nimic în această primă parte. Intră Davidson. Este locuită de Davidson, într-adevăr. Lozer, cea mai bună portăriță din Champions League, selectată în All-Star Team. O jucătoare care a câștigat și a aproape tot cu naționala Franței. Intră și Calidia Duniacate. Da. Adusă de la Brest. Da, locul lui Cristine Neagu. Neacate ne și o jucătoare care aruncă foarte puternic. S-a desurcat bine CSM-ul pe centru și pe interstânga în această vară. Problemele sunt pe interdreapta și acolo probabil că CSM-ul încă mai caută pentru sezonul viitor. Pintea este în circulație. Niacate, foarte avansată apărarea Rapidului. Aici Omoreghe
Are niște calități fizice deosebite. Omoreghe reușește să marcheze. Fraga Fernandez scoate mingea în afara terenului. 10-8 pentru CSM. Multe greșeli ale Rapidului în atac. În această primă repriză se vede că sunt multe transferuri. Se vede că echipa încă are nevoie să-și găsească acel echilibru, mai ales atunci când întâlnește un adversar atât de puternic cum e CSM-ul. Clicovaț a avut o discuție cu Adi Vasile și probabil va intra în curând și ea pe teren. Niakate pentru Zadi. Zadi, Niakate, Niakate trece, dar trimite pe lângă poartă. A bătut bine mingea acolo Niakate, dar nu a mai reușit să facă spațiu pentru acea aruncare. Fraga Fernandez, Trespinola, grozav, grozav pentru Fraga, blocată de Niakate. 9 metri. A închis foarte bine Omoreghe la acea fază, a încercat acolo grozav o pătrundere. Și este timeout pentru Rapid. Carlos River simte momentul mai slab al echipei sale și cere timeout pentru a pune puțin ordine în echipă. Rapidul n-a arătat foarte bine, cel puțin în ofensivă. În defensivă a reușit să blocheze oarecum. Discuția s-a terminat în limba spaniolă. Este un antrenor experimentat, fost jucător la Granollers mulți ani, 17 ani a jucat la Granollers. Și antrenor la Granollers, da, este jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în Europa pentru Granollers. Granollers, un oraș de lângă Barcelona, acolo handbalul e foarte popular în Catalunya. Acolo s-a desfășurat și finala Jocurilor Olimpice din 1992 și finala Mondialului. Iese Omoreghe, intră Clicovaț. Finala Mondialului feminin. Da, rulează Adi Vasile acest lot foarte bun. Are soluții. Fraga Fernandez pentru Lacraber, revenită pe teren. Lacraber pentru grozav. Lacraber, Hernandez, Hernandez se luptă acolo cu trei adversare. Este blocată de Bintea. Nu e Arsen acolo, scuze. Și Zadi a ținut acolo foarte bine, exact cât a trebuit Arsen pentru a nu avea o eliminare. Fernandez pentru Lacraber. Lacraber schimbă pentru Fraga Fernandez. Grozav acum cu ține șanse de a arunca. Amenințare de joc pasiv, încă trei pase. Lacraber direct blochează Davidson. N-a fost un șut foarte bun, o aruncare foarte bună pentru Lacraber. Niakate, Zadi, Zadi, viteză bună acestei acțiuni. Clicovaț însă, Ciucă, reușește să respingă spectaculos. Se vede că Andreea Clicovaț nu este o jucătoare de atac, e o apărătoare excelentă, dar muntenegreanca are acolo niște lacune. Foarte bine a citit-o Diana Ciucă. Se bucura Adi Vasile, faza a curs bine. Intra și Eliza Buceschi în centrul atacului Rapidului. Era nevoie de aceste modificări. Intră Alexandra Badea pe semicerc. Grozav aruncă foarte bine acolo, a stat Davidson. Deja impactul lui Davidson este unul important. Două parade consecutive. Omoreghe se oprește. Și forțarea acolo la Arnsen. Da, Arnsen a forțat. Da, a jucat pivot Arnsen și ăla e încă o poziție, sau asta este încă o poziție problematică. Foarte bine aici pentru Ostase, a văzut bine la Caber, dar atente Zadi și Niakate, greu să le păcălești. Sunt două jucătoare care au văzut absolut tot. Încet, încet au intrat și româncele la Rapid. Bugeschi pe teren, Grozav pe teren, Ostase pe teren. Jucătoare tinere totuși, încă tinere, Grozav. Picior aici, nu, este foul, se întoarce faza. Fusese picior la Alexandra Lacraber. Spuneam și postul de pivot este unul problematic pentru CSM în acest moment. Rezerva Crinei Pinte este chiar sora ei, Andreea Ilincă. Buceți chiar acolo cu luat. Foarte bine, pătrunde și este 7 metri. Da.
foarte bună pătrundere a Elizei Bucescu. A simțit bine acolo culoarul, a pătruns excelent, nu a reușit să înscrie, dar a scos această aruncare de la 7 metri împinsă de Nia Kate. A ieșit Alme la CSM București și a intrat Marina Sudakova, jucătoare rusoaică. Bucescu la 7 metri. Bucescu marchează primul gol pentru Rapid după 4 minute și 15 secunde. Foarte importantă această reușită care aduce Rapidul mai aproape de CSM. 10 la 9 pentru vicecampioana României în duelul cu campioana Ligii Florilor. Să spunem, dacă meciul este egal după 60 de minute, potrivit regulilor Federației Române de Handbal, vor fi două reprize de câte 5 minute de prelungiri. Dacă este în continuare egal, încă două reprize de 5 minute și apoi aruncăm la 7 metri. Nia Kate, o aruncare foarte bună pentru Interul venit de la Brest. La Craber, Bucescu, foarte bine blocată. Bucescu pasează pentru Canor mai departe și marchează Rapidul. Jennifer Gutierrez, foarte frumoasă faza. Excelent aceste pase pe la spate. Arată inteligență și creativitate în atacul Rapidului. Jennifer Gutierrez, o extremă stângă din Spania, născută în Elveția, care a venit de la Borussia Dortmund. Această globalizare se vede. Vicecampioana Germaniei. Și înciulește într-adevăr Jennifer Gutierrez, 27 de ani, venită de la Borussia Dortmund. Și o jucătoare foarte bună acolo, în extremă stângă pentru naționala Spaniei. Zadi. Pentru Nia Kate! Foarte frumos gol, a cerut la Caber o forțare, dar Nia Kate își arată și ea clasa. Pentru prima dată în afara Franței, Bucescu foarte atentă, s-a pripit în momentul în care a aruncat. A avut și noroc la faza asta, a revenit pintea pe teren. Cu golurile acum. Nia Kate, Zadi, Baș la Nia Kate. Pasă pentru Ostase, superbă faza și foarte important și eliminare de 2 minute pentru Andreea Klikovac. Lorena Ostase va fi o piesă extrem, extrem de importantă pentru Rapid în acest sezon. Surprinzătoare deciziile ei din trecut, a jucat doar pentru Unirea Slobozia și pentru CSM Slatina. Este jucătoare care a cucerit titlul mondial de junioare în 2014 în Macedonia de Nord. Atunci România încă mai juca bine, acum tot în Macedonia de Nord. România a terminat pe poziția 14-a. O scădere remarcabilă și time-out al CSM-ului. A simțit și Adi Vasile momentul mai slab, pentru că s-a evaporat acel avantaj de două goluri foarte rapid. Ambele echipe au schimbat mult în aceste minute. Arată și forța lotului. Genul de antrenor cal, nu va țipa, nu va arunca cu sticle în teren, nu va face nimic de genul ăsta. Însă are o misiune, spun eu, foarte grea în acest sezon. Echipa trebuie să câștige campionatul, asta e deja imperativ după ce l-a pierdut în sezonul precedent. Și mai mult decât atât, trebuie să facă într-un fel să ajungă în Final Four, în Champions League. N-am ajuns din 2019. Foarte complicat, lucru foarte complicat, pentru că sunt echipe foarte puternice în acest moment în Europa. Sunt echipe foarte puternice, dar și CSM-ul arată bine. Și e destul de dificil să ajungi acolo, dar cam trebuie să ajungă CSM-ul. De mult timp nu a mai fost. Într-adevăr, Vipers, Chior sunt echipe foarte, foarte solide și au făcut transferuri bune. Omoreghi scapă mingea și cu poarta goală, gol! Rapidul în avantaj după 26 de minute. Gol marcat de Eliza Bucescu. Și din nou o eroare mare a lui Omoreghi. Este o jucătoare care ratează mult, greșește mult, dar așa e când nu ai neapărat soluții.
Intră în centru. Ce păcat că Rapid nu are o sală mai mare. Vedem ce pot face suporterii giuleșteni în sala polivalentă din București. Sala lor din Giulești e mică până la urmă. Ăsta este cuvântul. Da, are sunt condiții bune, dar e mică cu siguranță. Și vinge respinsă foarte bine din nou de Ciucă. Buceschi! Gol! N-a apucat să facă schimbarea cu portarul și Rapidul are pentru prima dată în această seară două goluri avans. Fiesta Vișinie se pornește în sala polivalentă. Râde și Eliza Buceschi, un semicârlic de mână dreaptă. Mai vedem un basket astfel de procedee, dar foarte inteligent această aruncare. Le-a păcălit pe jucătoarele CSM-ului, iar Rapidul are un parțial de 4-0. CSM-ul a condus cu 12-10. Iată cât de repede se pot schimba lucrurile în handbal. A arătat CSM-ul cu aceste două goluri primite că încă nu și-au stabilizat aceste schimbări cu portarul. Zadi face forțare și o nouă eroare a CSM-ului. Multe probleme atunci când Neagul nu este pe teren, în primul rând. Și cred că este și un wake-up call așa pentru Adi Vasile, pentru că își dă seama că echipa sa are probleme în anumite momente. Trebuie cumva să ruleze altfel lotul. Neagul în aceste momente pe banca de rezerve a CSM-ului arată cum e Cristiano Ronaldo la Manchester United, cu mâinile pe sus încercând să trezească echipa. Frumos acolo se descurcă Rapidul, o minge la Canor și Ostase, intrarea sa pe pivot a coincis cu această revenire spectaculoasă a Rapidului. De asemenea, Eliza Buceschi a jucat foarte bine în ultimele minute. Neagu nemulțumită pe margine. Arată foarte bine Rapidul în aceste momente, arată forță. Final de repriză spectaculos pentru echipa lui Carlos River. M-a inspirat la time-out antrenorul spaniol. Îți trebuie forță să faci un astfel de lucru, o astfel de revenire în fața unei echipe ca CSM-ul. Canor s-a înălțat bine acum. Fraga Fernandez pătrunde și gol pentru Fraga Fernandez. 3 goluri pentru Rapid. CSM-ul numărată în picioare în acest final de repriză. Niacate, Zadi, Arțel. Zadi pasează în extremă, țină Adembele. Gol! CSM-ul dă replica prin una dintre cele mai experimentate jucătoare de pe teren, Dembele. După 3 minute și 51 de secunde, CSM-ul marchează în sfârșit și reduce din handicap. 5-0 a fost parțialul pe aceste 3 minute și 51 de secunde. Foarte puternică Rapidul în atac. Aici s-a deschis bine mingea către extrema stângă. Nici de la 9 metri n-au venit foarte multe goluri pentru CSM. Ostase acum. Aici acolo între Zadi și Pintea. Canor pentru Fraga Fernandez. Canor încearcă să pătrundă, e greu acolo și rămâne poziția Rapidului. Impecabil s-a apărat Zadi. Grace Zadi, care a luat numele bunicii ei, bunica din Camerun. Amenințare de joc pasiv pentru Rapid, trebuie să arunce la poartă. Canor acum împinsă de Pintea. A apărut o contră mai dură, probabil, decât a fost. Canor este foarte puternică. Canor a vrut să caute această eliminare, asta este clar. Și a știut și să cadă fără să aibă de suferit. 1 minut și 7 secunde din prima repriză. Rapid conduce cu 15-13, aruncare de la 9 metri pentru Rapid. Gutierrez îndemnată să se ducă înapoi. Canor trebuie să arunce la poartă. E un zid Vișiniu în fața ei. Canor! Foarte bine apărat Davidson. Dar foarte bine s-a mișcat acel bloc al Rapidului. Arțen în spate mult pe jucătoarele CSM-ului. Greșeală a lui Arțen. Și Rapidul poate face acum... E început de sezon. Sunt erori. Înțelegem lucrul acesta, dar sunt momente ale jocului în care CSM-ul parcă își pierde busola. Arță direct în aut. Adi Vasile cu mâinile pe sus încercând și el să ridice moralul în defensivă a CSM-ului. Mai puțin de 1 minut, 30 de secunde chiar, până la finalul primei reprize. Încearcă Rapidul să împingă acest atac până la final. Canor pentru Buceschi. Buceschi intră în contact acolo pentru a obține 9 metri. Foarte inteligent atacul Rapidului.
caută să ducă jocul în pasiv. Buceschi pentru Franca Fernandez. 3 secundele, Buceschi blocată. Mai sunt 10 secunde, trebuie să se grăbească acum echipa lui Carlos Viver. Buceschi pentru Fernandez. Fernandez, Canor, duce mingea în extremă. Gol pentru Rapid. Să vedem dacă acest gol... Nu cred că s-a pus. Să vedem. S-a pus. Pe tabelă s-a pus, arbitrii au făcut semn că nu. Oricum, 16 la 13 sau 15 la 13, Rapidul conduce la pauză și noi vom reveni în 13 minute cu repriza secundă a Supercupei României la handbal feminin. Rapid CSM București. Ți-e dor să vezi marea, muntele sau drumurile de țară? Vara asta Socar îți face plinul cu dor de ducă. Alimentează cu orice carburant nano de minimum 150 de lei, înscrie bonul pe concurs.socar.ro până pe 31 august și poți câștiga un voucher pentru 6 nopți cu autorulota sau carduri de carburant în valoare de 200 de lei. Socar, motorul proiectelor tale. Trăiește fiecare moment inspirat de gustul italian plin de viață al Peroni Nastro Azzurro. Trăiește la Dolce Vita, înscrie codurile promoționale și poți câștiga premii în stil italian. Unii spun că trebuie să încerci, dar poate vrei toți strips nepicanți într-un mix pe bune, în burger fix ce trebuie, în twister bun mereu, sau pur și simplu strips nepicanți, mixul de care ai poftă oricând. KFC. Corpul tău reține apă? Îți simți membrele umflate? Du-te acum la farmacie și întreabă de Apuretin. Grație ingredientelor sale active, Apuretin contribuie la eliminarea excesului de apă din organism. Retenția de apă e un chin? Ia Apuretin! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Descarcă aplicația și pariază pe super pasiunea ta. Superbet, împreună suntem super. Atunci când zici dați-mi și vreo 400 de cașcaval, o întreagă localitate prinde viață. Din zor și până noapte se lucrează. Ele dau laptele, ei le îngrijesc și uite așa, din lapte se face brânza care ajunge la noi pe rafturi și apoi la tine în frigider, pe platouri sau în prăjituri. Gătește ceva bun cu produse românești și alege brânză românească din lapte de vacă Drag de România la 3,89 lei și ouă Carrefour la 6,45 lei. Carrefour. Ioana, momentul tău de chill tocmai a fost pus pe pauză. Fratele mai mic s-a apucat de banjo. Nu mai bine îl înveți tu cum stă treaba, ca să sune mai bine. Bing, bang, bing. Bing, bing, bang. Noi femeile avem picioarele frumoase și știm asta. Dar ce facem când le avem umflate de la prea mult stat în picioare? Sau la birou, câteodată cu vânătăi, chiar și cu varice. Alegel. Prin puterea a două substanțe active, heparinul și diclofenac, Alegel reduce durerea, inflamația și edemele, lăsând o senzație răcoritoare. Cu Alegel am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase. Alegel este indicat în tratamentul bolilor venoase cronice. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Încearcă și tu preparatele autentice tradiționale asiatice de la Edenia. Produse și aduse chiar din Asia. Sunt gata în doar 5 minute. Campionii știu ce mănâncă. Cu Edenia și tu știi. În ultimii 25 de ani, tehnologia a evoluat, iar noi am deschis calea spre experiențe de joc mereu mai bune. Unibet, bet proud. Dragă, îmi simt ochii uscați și obosiți. Cred că am stat prea mult în fața calculatorului. Avem picături Vizic de la farmacie. Nu le-ai cumpărat acum o lună? Sunt încă bune? Picăturile Vizic hidratează și îngrijesc în mod eficient ochii obosiți și pot fi utilizate până la 12 luni de la prima deschidere. Și nu conțin conservanți. Vizic. Pentru ochii uscați și obosiți. E
Ia uite, filmule, știi câte șanse ai să câștigi la loto? Una din 14 milioane. În schimb, la promoția Scol, ai o șansă din 5 să câștigi o bere. Una din 5 e câștigătoare. Cumpără Scol și ai o șansă din 5 să câștigi încă o bere. Vă place? Hai să-l luăm. Când îți place shoppingul, iubești oferta săptămânii de la EMAG. Doar acum de Back to School ai birou pliabil Kring Edge la doar 169 lei și livrare gratuită cu Genius. EMAG. Iată produsul pe care ar trebui să-l cumpere orice bărbat pentru sănătatea prostatei. Prostagut. Dormi ore în șir, fără o trezire și din nou ai parte de multă iubire. Prostagut te ajută pentru o prostată sănătoasă. Disponibil și în cutii de 60 de comprimate la un preț și mai avantajos. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Eu cu cine țin? Țin cu golurile din prelungiri. Iar eu? Eu țin cu Ași, în direct. De acum, fiecare dintre noi poate ține cu ceva nou, în fiecare moment. Unii țin cu depășirile la milisecundă, iar alții sunt fanii victoriilor în ultimul minut. Unii țin cu campionatul, iar alții sunt fanii cupei. Cu oricine sau orice ții, cu noile beneficii de Live Betting, știi că Betano ține cu tine. Betano ține cu tine pentru că e fan să fii fan. Încă nu ești la bal? Care bal? Nu mă ia somnul. Și chiar dacă reușesc, mă trezesc în timpul nopții și dimineața mă simt obosită. Ia OptiSomn! OptiSomn te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. McDonald's prezintă, de la cei care au creat legendarul McChicken și unicul McPuișor, o experiență super crispy. Crispy! Pentru toți iubitorii de pui. Wow! Descoperă puiul crocant care te lasă fără cuvinte. You know. Încearcă noile rețete Crispy Chicken Edition doar la McDonald's. Sport cool la îndemâna ta. Descoperă cea mai recentă colecție de la Adidas, Champion, Puma, Reebok, Fila, Converse și Vans și alege dintr-o gamă variată de pantofi sport, rucsacuri, haine și accesorii. Colecția este disponibilă acum în magazinele CCC, în aplicație și pe ccc.eu. Previi ca dacă sau tratezi ca parcă, la diaree pe Enterol poți să te bazezi. Se ia odată cu antibioticul. Enterol pentru fiecare rol. Probabil că le vom vedea în Liga Florilor mai des. Rămâne de văzut care va fi tactica CSM-ului pentru acest sezon. E clar că nu mai trebuie să piardă puncte. În sezonul precedent, CSM a câștigat ambele partide cu Rapid, una chiar la 8 goluri diferență, și a pierdut titlul, ceea ce e cumva paradoxal, dar până la urmă e vorba de o competiție destul de lungă, cu multe meciuri. Și a început repriza a doua din această supercupă. 16 la 13 pentru Rapid. Hansen în centru, la linia de 9 metri a CSM-ului. Inter stânga, Cristina Neagu, Inter dreapta, Omoreghi. Vine circulație, Aune, pentru Cristina Neagu. Pintea, 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 blocată puternic de defensiva Rapidului. Voia o eliminare de 2 minute. E nevoie cam de 2-3 jucătoare pentru a o ține pe Pintea. Este o jucătoare masivă, dar are o mobilitate bună acolo pe semicerc. Eliza Buceschi cere neapărat să fie ștearsă poteaua. Rapidul în continuare cu Ciucă în poartă. A fost inspirat în finalul primei reprize. Doctorița de 22 de ani. Neagu. Neagu și-a făcut spațiu pentru aruncare, bară, Neagu, mingea, revine Neagu, din nou bară, Rapidul scapă. Iar când Neagu nu e în mână, e foarte greu pentru CSM să câștige în astfel de partide. A ratat destul de mult și în prima parte. Buceschi acum se luptă acolo și scoate o aruncare de la 9 metri. Destul de multe ratări, spuneam, pentru Cristina Neagu.
Foarte interesant, pentru că nu a jucat foarte mult în prima repriză, față de cum ne obișnuise în sezoanele precedente. Da, și vorbeai, Adi, prima repriză, de această abilitate la Craver de a se apăra. Ea joacă doar pe atac la Rapid și pe fază defensivă este Spinola. Ostase continuă să fie pe pivot la Rapid. Canor va conduce jocul. Spuneam și în prima repriză, foarte interesant acest transfer. Am văzut în reluare cele două bare ale Cristine Neagul la interval de câteva secunde. La Craver, Inter dreapta, în stânga este Liza Bucheschi, Canor centru. Jennifer Gutierrez vine și ea la această combinație, la Craver, Canor pentru Jennifer Gutierrez, care cade în semicer cu mingea, dar CSM-ul nu poate pleca pe un contraatac rapid. Neacu, Arsen, Neacu, Omoreghi. S-a îndreptat foarte bine în Rapidul, acum Omoreghi pasează pentru Aune și este gol pentru CSM. 16 la 14, minutul 32, spuneam și prima repriză. Dacă la final este egalitate, vom avea prelungiri, două reprize de câte 5 minute. Dacă și după aceste 10 minute este egal, atunci vom mai avea încă două reprize de câte 5 minute. Abia apoi se va trece la aruncări de la 7 metri. Aceasta este metodologia, să spunem, conform site-ului Federației Române de Handbal. La Craver acum se înalță, pasează pentru Canor, nu are loc acolo. Orlan Canor, la Craver, pentru Bucheschi, se pâlbuie acolo mingea, Bucheschi, ușor dezorganizată defensiva CSM-ului și este amenințare de joc pasiv. Trebuie să rezolve rapid faza, Rapidul. Dar până atunci, din nou, această ștergere a Podelei. București e o furtună destul de puternică. Nu din această cauză se șterge Podeaua, dar... Nu, din cauza că este foarte, foarte cald în sală. Ostase pentru Canor. Canor la Craver, blocată spectaculos de Cristina Neagu pe contraatac. Urcă Pintea împinsă de Canor. Foarte, foarte bine s-a repliat Canor. Și curat. Neagu aici încearcă depășirea. Neagu la colțul scurt. Ia jocul pe cont propriu și este o eliminare pentru Spinola. Nu înțelege jucătoarea iberică ce a făcut, dar nu va evolua în următoarele două minute. A împins-o pe Neagu, da. Dar foarte ușor a mancat Neagu. A păcălit-o și pe Ciucă. O eroare a lui Ciucă de poziționare. A luat gol pe colțul scurt acolo. Iese Ciucă, pentru că Rapidul este în inferioritate și încearcă să marcheze Canor. Jennifer Gutierrez, Bucheschi, la Craper. Badea rămâne în extremă, a avut tentația de a intra al doilea pivot. Canor pentru la Craper. Liza Bucheschi, Bucheschi încearcă cu pivotul închisă, excelent Ostase, debut de repriză secundă, foarte, foarte bun pentru CSM. I-a pasat în picior lui Arnsen acolo, Bucheschi pentru Canor, din nou amenințare de joc pasiv pentru Rapid, încă trei pase din acest moment, Canor pentru la Craver, se lanță la Craver! Gol super marcat de Alexandra la Craver. Ce torpilă la vinclu, Rapidul, primul gol în această repriză secundă. Are avans de două goluri în fața CSM-ului și echipa antrenată de Adi Vasile încearcă să marcheze cu o jucătoare mai mult. Aune! Foarte frumos, o depășește pe Ciucă. Absolut logică această fază. Rapid în inferioritate, s-a deschis jocul pe extremă. Mână foarte sigură pentru Malin Aune. Extremele din Norvegia sunt foarte, foarte bune și foarte eficiente. Cea mai bună marcatoare a meciului în acest moment, Aune, cu 4 goluri. Bucheschi pentru Canor. La Craver îi cere lui Jennifer Gutierrez să vină în circulație. La Craver primește. La Craver pasează foarte puternic. Nu poate prinde mingea Bucheschi și... gol pentru Omoreghi! Ce-am văzut în prima repriză la Rapid se întâmplă acum împotriva Rapidului. Goluri cu poarta goală sunt foarte importante, pentru că
dau multă încredere atacului. Nu obosesc deloc jucătoarele pentru a înscrie și revin imediat în apărare. Roller coasterul Supercupei României de handbal feminin continuă. 17-17 la Craper, pe la spate pentru Buceschi. Buceschi scoate la Ostase, gol! Rapidul revine la avantaj. Excelent traseul minge aici, foarte bine au pasat jucătoarele Rapidului. Am văzut de multe ori în acest meci, pasă pe la spate și destabilizează defensiva adversă. Acum Ostase. Mult mai inspirată decât Hernandez, Ostase. E un tip de pivot diferit. Nu are o statură impunătoare, nu este foarte puternică. Are iute. Da, 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 este un pivot care creează culoare, dar reușește să marcheze foarte bună și pe defensivă. Omoreghi pentru Neagu, ținută puternic de Badea. Nu dau arbitrii absolut nimic. Badea încearcă să o întâmpine pe Cristina Neagu foarte rapid. Badea a lăsat acel culoar și Neagu trimite bară 7 metri. Interesant duelul dintre Neagu și Buceschi aici. N-au reușit jucătoarele din defensiva Rapidului să blocheze pătrunderea Cristinei Neagu. Să vedem aruncarea de la 7 metri a lui Arnțen. Față în față cu Ciucă. Marchează Arnțen. Ciucă este un portar foarte inspirat la 7 metri. Să ține minte asta pentru finalul partidei, dacă va fi nevoie. 18-18, minutul 37 aici în sala polivalentă din București. Iese Buceschi, revine pe teren Vraga Fernandez. Canor pentru Jennifer Gutierrez. Vraga Fernandez la Craber. Jucătoarea care a stat cel mai mult pe teren a fost Alexandra Badea din acest meci. Deși foarte, foarte puțin până acum. Fraga pentru la Craber. Nu este crucișarea rapidistelor. La Craber minge pe jos pentru Ostase. 9 metri. Încă o șansă. Da, la Craber îi face semn arbitrul că a fost trasă de tricou. Sunt normale duelurile astea până la urmă. Se joacă dur, se joacă la nivel de Champions League. Asta este clar. Vor fi două echipe care pot face performanță, Rapid și CSM București. Spuneam și mai devreme, în prima repriză, pentru prima dată în istorie, când capitala României are două echipe în Champions League. La Craber pentru Canor. Excelent golul lui Orlan Canor. N-a avut ce să-i facă defensiva CSM-ului la această fază lui Canor. Exagerând puțin, era gata, gata să atingă tavanul sălii polivalente Canor. Foarte, foarte elastică Cristina Neagu, mingea lăsată la Aune. Se apără bine Canor. Omoreghi, Arsen, Neagu apără Ciucă. Rapidul rămâne în avantaj. Importantă această paradă. Din nou Rapid poate să meargă la două goluri. Fernandez pasă în extremă. Jennifer Gutierrez pune această poltă pe bară. Șansă mare ratată de Rapid, dar foarte rapid tranziția mingii. Arsen pentru Omoreghi. Nou atac a CSM-ului cu Omoreghi în dreapta, Cristina Neagu în stânga și Arsen în centru. Din Diligan minge și ea mingea. Presiune foarte mare pusă pe CSM de această galerie inimoasă venită din Giuleș. Mingea care se duce pe lângă poartă. Ciucă pentru Fraga Fernandez. Canor, Fraga pentru Espinola, rămasă și în atac la această fază. Fraga Fernandez, Espinola, 7 metri, nu? Forțare a fost. Forțare. Bine, da. A stat din Diligan acolo, da, și ea. Excelent din Diligan. Și ea campioană mondială de junioare în 2014. Nu înțelege Carlos Viver ce s-a întâmplat la această fază. Foarte dificil de gestionat. Nu e o decizie clară. De aceea Carlos Viver a cerut ceva explicații la masa de arbitraj. CSM-ul acum în atac. 19-18 pentru Rapid. Așa cum ne-au obișnuit cele două echipe, merg cap la cap și în sezonul precedent Tibul s-a decis în ultima etapă. Rapidul era condusă de Vulcea la pauză, dar a revenit și a câștigat clar atunci. A intrat pe pivot la CSM Ailin, că se luptă foarte mult acolo în fața semicercului. A
Amenințare de joc pasiv. Omul Reghe trebuie să facă ceva, încearcă pătrunderea. 9 metri. Este doar 9 metri. Să vedem. Carlos Viver le arată arbitrilor că au fost pași prea mulți a lui Omul Reghe. Să vedem dacă va primi un cartonaș galben, nu? Dacă era cartonaș galben, pica acest pasiv. Trebuie să aibă grijă Viver. Să vedem cine va arunca, dacă este Arnsen sau dacă este Neagu. Au discutat cele două. Vor mai fi ceva pase? Nu. Neagu bate mingea. Pasează bine pentru Aune și... Ce eroare a rapidistelor. Dar a fost scăpată Aune. Ce poți să faci când vezi că vine Neagu? Nu pot nici s-o lași. Este cumva o sabie cu două tăișuri. Este greu de gestionat o astfel de jucătoare. În momentul în care simte și cel mai mic culoar, pătrunde și înscrie. Foarte, foarte în mâna Une astăzi. Extrem de eficientă. Canor acum pentru Fernandez. Fernandez găsește bine pe la Craver. Greu să pătrunzi din acea postură. Hernandez! Unghi foarte închis și David se blochează. Iar CSM-ul poate intra din nou în avantaj. Câtă tensiune coboară din tribune energia fanilor giuleșteni. Dar se simte tensiunea în această partidă. Se simte faptul că ambele echipe își doresc enorm să câștige Supercupa României 2022. Arsen pentru Omul Reghe. Neagu, Arsen, vine Aune. Din nou Cristina Neagu își face culoar pentru o aruncare puternică. Ciucă reușește să reziste. Fraga Fernandez pentru Espinola. Espinola pe extremă, scapă mingea Jennifer Gutierrez. Sunt multe erori de prindere a mingii în acest meci, în această supercupă. Și vorbim aici de jucătoare foarte experimentate. Neagu discută acum cu Adi Vasile pe margine. Își aruncă o parte din leucoplastul pe care îl are pe mână. A ratat multe aruncări Cristina Neagu în acest meci, dar este în continuare una dintre cele mai bune marcatoare ale CSM-ului. 5 goluri, Aune are 6 până în acest moment, în minutul 42 al Supercupei României la handbal feminin. Din nou CSM-ul poate intra acum în avantaj. Arnțăn pentru Aune, încearcă Aune, blocată bine. Neagu prinde bine această minge și amenințare de joc pasiv. Arnțăn, excelent, noul pas pentru Aune. Golul lui Malin Aune, jucătoarea finală din acestei supercupe până în acest moment. 7 goluri din 7 aruncări pentru extrema dreaptă din Norvegia, campioană mondială în 2021. A fost distrusă defensiva Vișinie de această Aune. Excepțională jucătoare. A revenit Corșoș în acea extremă. Încearcă Viver să schimbe dinamica jocului. La Craver marchează spectaculos, jucătoare de 35 de ani. E clar, La Craver este în formă foarte bună și este un pion extrem de important, poate chiar central al atacului Rapidului. Spuneam și în prima repriză, este cea mai bună marcatoare în amicale. Poate că nu contează asta atât de mult, dar și aici, în acest meci, marchează multe goluri. Schimbare între surori, a ieșit Ailinca și a revenit pe teren Pina Pintea. Didiligan pentru Neagu. N-a mai intrat Zadi, probabil că o va face în ultimele 15 minute. Jucase destul de mult în prima parte. Neagu găsește culoarul, nu? A fost forțare din partea Crinei Pinte. A tras-o după ea pe Ainhoa Hernandez. Neregulamentar. Și a coborât două jucătoare Crina Pinte acolo. E foarte, foarte greu de gestionat Crina Pinte și revedem această fază. A tras de tricou clar aici, Crina. Da. Corectă decizia. Paravanul a fost evident în partea Crinei Pintea și Rapidul poate reveni în avantaj. Fraga Fernandez pentru Canor. La Craper. Vine Canor. La Craper. Fraga schimbă direcția și aruncă mingea în extremă. Impecabil Davidson. Și ea cu evoluție foarte bună. Vedem faza a doua CSM-ului pentru Neagu. Dreaptă, stânga pentru Dindiligan. Bolta lui Dindiligan. Bară. Dacă nu am numărat greșit, a 5-a bară a CSM-ului în această repriză secundă. La Craper. La Craper se înalță Canor.
Ador. S-ar putea să fie și 2 minute, da? A dezechilibrat-o. Ce jucătoare are Rapidul! Canor a plutit! Ercanor marchează! 21-20! A dezechilibrat-o acolo Omoreghe. Vedem și pe reloare. A încercat să obțină acea forțare, da, asta arată și acum, dar Canor a știut foarte bine să profite și să obțină și o eliminare. A intrat Zadi. A, s-a văzut puțin Zadi în această supercupă. E o jucătoare care se iasă foarte mult în evidență, dar este o jucătoare foarte importantă pentru echipă, pentru ritmul pe care îl dă echipei și e decisivă în momente cruciale. Intră acum în Inter dreapta, pentru că acolo este nevoie de ea. Arță în centru, Neagu, Inter stânga. Vedem circulația CSM-ului, nu se vor grăbi foarte mult pentru că au o jucătoare în minus. Acum dau drumul la fază, la ritm, au încrucișat Neagu cu Arțăn. Zadi pentru Aune, greșește și Aune. N-a ieșit cu mingea în afară. Nu înțeleg de ce nu se schimbă această minge până la urmă, dacă sunt atâtea probleme cu ea. Arsen pentru Neagu, din urmă pe Geanca. Arsen a ieșit acolo la pântă Canor. Zadi e pasiv, trebuie să arunce CSM-ul. Aruncă Neagu și este fault. Probabil că trebuie să arunce și în acest moment. Neagu probabil cerea și 2 minute eliminare. Neagu este foarte, foarte nervoasă. 21-20 pentru Rapid. Intrăm în ultimele 15 minute ale Supercupei. Zadi era în semicerc acolo. Bucuria foarte mare a lui Ciucă. Intrarea lui Ciucă s-a văzut. Și Davidson și Ciucă. Evoluție mai bună decât Glonzer și Capitanović, titularele. Neagu aici nu a avut ce să facă, a și căzut. Alunecă Fraga. Vinosă Canor pentru Fraga. Canor, forțare aici. Forțare, foarte bine s-a apărat Zadi. Foarte inteligent. Dacă nici Zadi nu știe pe Canor, au fost cu echipiere și la națională și la MES, campioana Franței din sezonul precedent. A știut foarte bine să stea, a știut exact unde se va duce Orlan Canor și din nou CSM-ul poate egala. Dar Orlan Canor are o soră geamănă, Laura, care joacă la MES. Arță pentru Zadi. CSM-ul are nevoie de mai multe goluri de la Neagu. Cristina Neagu acum pătrunde și această aruncare este scoasă de Ciucă. Nemulțumită și Neagu, nemulțumită și Ciucă. Și atât și pe unul dintre acționarii Rapidului. Echipa de fotbal. Echipa de fotbal, dar și sponsorul principal al unui campionat de junior și juniore. De juniore 2 în fotbal. Și Vasile Maftei. A Vasile Maftei, care se ocupă de Academia de Fotbal a Rapidului. Urcarea lui Aune, Arțen. Neagu crește tensiunea. Neagu pentru Zadi. Zadi în extremă la Dindiligan, care egalează. De data asta bara a ajutat-o pe Dindiligan. Bună aruncarea, bună și ideea lui Gras Zadi, pentru că CSM-ul era în amenințare de joc pasiv. Nu mai avea foarte multe pase. Ne îndreptăm spre finalul acestei partide superbe. 21-21, minutul 47. Foarte frumos meciul între reprezentantele României în Champions League. Canor pentru Lacrabert, am văzut multe astfel de încrucișări pentru Fraga Fernandez. Canor acum nu este poziției preferată. Fernandez pentru Hernandez și nu este 7 metri așa cum sperau rapidiștii. S-a lovit ca de un zid acolo de Crina Pita, dar și de Arsen. Au închis orice speranță, au ucis orice speranță. Foarte puternic acel cuplu de apărătoare. Parcă Ostase a găsit soluția. Parcă Ostase a găsit soluția. E un pic mai iute decât Hernandez. Mai agilă, da, mai rapidă în pivotă.
Corșoș acum pentru Canor, se înalță Canor Hernandez și nu este absolut nimic. Posesie pentru CSM. Foarte nervoși fanii Rapidului și antrenorul Carlos Diver pe bancă. Neagu pentru Arță, din nou Neagu, Pintea, gol pentru CSM. Revine CSM-ul în avantaj, revine CSM-ul în avantaj după o fază controversată. Diver s-a dus încercând cumva să le explice arbitrilor de la masă că a fost foarte clar în 7 metri, însă arbitrii din teren au luat altă decizie, iar CSM-ul a marcat 22-21. Minutul 18 pentru că secunde. S-a aruncat cu apă în direcția arbitrului. Să vedem. Sunt ceva probleme. Suporterii Rapidului sunt în spatele porții lui Davidson. Nu știu dacă a fost scuipat sau dacă s-a aruncat cu apă. Cert este că s-a aruncat cu lichid acolo. Sunt probleme, sunt probleme în acea zonă a peluzei. Nu sunt oameni de ordine, nu poate calma nimeni situația. Să sperăm că lucrurile nu vor degenera. Rapidiștii au cerut o aruncare de la 7 metri la faza imediat următoare. CSM-ul a marcat golul prin care este în avantaj în sala polivalentă. S-a aruncat cu apă, s-a spus acum și la stație, la boxele arenei. E și asta un moment prin care pot pune presiune. Poate nu cel mai ortodox, să vedem. La Craper, Fraga Fernandez în combinație cu Hernandez. Canor întâmpinată de Pintea. Canor încearcă pasa cu pivotul. Pintea a reușit acolo să blocheze. Va fi cu siguranță un final incendiar și este timeout pentru Rapid. A cerut Carlos Viver acest moment de întrerupere pentru a desena o fază de atac și pentru a mai acorda câteva indicații echipei sale. Din nou, Vale. Merge, da? Deci, trebuie să știi ceva spaniolă în Giulești, altfel nu reziști. La Cabrera a evoluat în campionatul Spaniei, prin multele ei periculuri din carieră. A fost și în Rusia, mult timp în Franța. Dar e oarecum o situație ciudată așa. Xavi Pascual la Dinamo, un alt antrenor spaniol. A învățat și puțină română. Diver e de ceva timp aici în România, aproape 2 ani practic, dar nu prea ai ce să-i reproseze, atâta timp cât jucătoarele înțeleg. Ei bine, spaniola e oarecum ușor de înțeles și pentru jucătoarele din România. Să vedem această fază. Canor pentru Lacraber. Fraga Fernandez deschide acolo pentru Corșoș. Din nou probleme la recepția mingii și CSM recuperează multe erori, cred că 6 sau 7 făcute de Rapid în acest meci. Arțe pentru Neagu. Zadi. Se aud și fanii CSM-ului de când să susțină echipa în aceste momente. 22-21 pentru deținătoarea Cupei României. Cristina Neagu iese. Hernandez încerca să blochează pe Zadi. Neagu pasă la Aune. Amențeală de jos pasiv Arsen. Zadi! Ce frumusețe! Iată, ce spuneam mai devreme. Graz Zadi, acțiune superbă. Nu se vede foarte mult pe teren, dar lovește exact în momentele decisive. Și e replica imediată a lui Lacraber. A dărâmat-o pe fosta ei colegă, pe Siraba Dembele, care se apăra acolo în intermediar stânga. Iese Dembele, intră din nou Neagu. Continuare CSM, un gol avantaj cu 10 minute și jumătate. A găsit un fir de ață pe unde a strecurat acea minge la Craber. Foarte spectaculos golul. Minutul 20. Zadi în centru, Arsen în dreapta, Cristina Neagu în stânga, vine din Diligan în centru, Neagu, gol! A păcălit-o pe Ciucă. Din Diligan a făcut acolo exact ce trebuie, a destabilizat defensiva giuleșteană. Și când te gândești că a venit pe nepusă masă din Diligan la CSM,
a venit pentru a acoperi acolo accidentarea lui Martinez Metz, jucătoarea neerlandeză care s-a și retras, la fel ca Elena Grubisic. O mare pierdere pentru CSM, un adevărat lider în vestiar, dar și pe teren, Gruba. CSM acum cu Davidson în poartă, cu Glocer și cu Eriksson, jucătoare suedeză. Canor pentru Lacraber, din nou Canor avea acolo culoar, foarte bine Canor, nu știu dacă a lovit-o în față pe Davidson, dar foarte bună parada golkeeperului norvegian. Zadi temporizează, sunt foarte mulți portari norvegieni de calibru, Davidson nu prinde și am văzut-o și pe Narcisa Lecușanu, membru în comitetul executiv al Federației Internaționale de Handball, costă mare jucătoare, spuneam, Davidson n-are nici măcar cea mai mică șansă să prindă naționala Norvegiei, cu Solberg, cu Lunde acolo. Sunt foarte multe jucătoare. Cred că se retrage Davidson înaintea lui Katrin Lunde. Motoriță care a depășit 40 de ani, dar în continuare este într-o formă. De ce să te retragi? Păi, acum poate să devină singura jucătoare din istorie cu 7 ligi ale campionilor câștigate. Da. Este absolut incredibil. Vorbeam și în timpul Supercupei de băieți. Absolut fantastic cum unele jucătoare sau unii jucători își găsesc plăcerea de a evolua și la o vârstă înaintată și de a o face absolut senzațional. Revenim la București. Neacu, aici. Neacu pentru Zadi. Zadi, bună pasa, Neacu. Zadi pentru Omoreghe. Gol! CSM! 25-22. Fraga Fernandez încearcă rapid să reducă din diferență la Craper, ținută bine de Hansen. Cred că diferența se face acum în defensivă. Apărarea CSM-ului cu Davidson excelent acolo între buturi și în situații de 1-1 a primit doar 6 goluri în primele 22 de minute ale reprizei secunde. Foarte puțin a marcat Rapidul și foarte interesant că ceea ce a mers în prima repriză, mă refer aici la Eliza Bucheschi, la Jennifer Gutierrez, nu mai volează în această parte secundă. Destul de ciudată această decizie a lui Carlos Viver, departe de a critica, dar interesant totuși. Bine, sezonul e lung. Fraga Fernandez pentru Alexandra Badea. La Craper, Canor. Canor tamponată de Hansen. Badea ratează și se și accidentează, am impresia. A alunecat acolo Badea. Bine că n-a pățit nimic, dar a lăsat aici spațiu liber. Din Diligan, aici e forțare. Forțare, da. Bineînțeles, bineînțeles această fază a lui Din Diligan, altfel o evoluție foarte bună până în acest moment. Acolo trebuia să temporizeze jocul lor, în brațe Zadi, ca o mamă așa. Dar de neînțeles această fază pentru Din Diligan. Discută și cu Adi Vasile. A venit Adi Vasile, a făcut ceva metri ca să ajungă lângă ea, să-i dea mâna, să încerce să o încurajeze, pentru că Din Diligan chiar a jucat bine. Da, e o greșeală mare totuși. Putea schimba soarta meciului cu 4 goluri CSM-ul cu 8 minute. Bine, se pot întoarce astfel de diferență, dar e mai dificil. Fernandez acum. Centrul spaniol nu a avut foarte multe realizări. La Craber, în cucișare cu Canor. Fernandez acum pentru Canor. Aruncare puternică a lui Canor. Poate cea mai bună jucătoare per total a Rapidului în această partidă. Un transfer foarte bun. Nu mai prindea atât de multe minute la VS. A marcat undeva la 50 de goluri în sezonul precedent în Champions League. Dar iată, a făcut o pregătire bună de vară și e decisivă pentru Rapid. La Craber și Canor, două transferuri foarte, foarte bune pentru echipa giuleșteană, campioana României, care este acum în dezavantaj, 2 goluri în fața CSM-ului. Zadi pentru Omoreghe, bună pătrunderea lui Omoreghe! Excelent aici Omoreghe! Pulverizată Fraga Fernandez! 2 goluri consecutive pentru jucătoarea care are o poveste incredibilă. Reprezintă Slovenia, s-a născut în Atena, părinții nigerieni, a jucat în Bulgaria, absolut fantastică, dar e de ceva vreme la CSM, era considerat un mare, mare talent în trecut, a mai avut niște accidentări, a venit de la Crim Ljubljana. Are pașaport global, am putea să-i spunem, Omoreghe, la Craper, pasă cu pivotul, excelentă înscrie pasă. În sfârșit Hernandez. Superbă pasa lui la Craper.
arată foarte bine capitanul Rapidului în acest debut de sezon. E clar, va fi o jucătoare crucială pentru Rapid. Revine Buceschi pe teren, a ieșit la Craper pe fază defensivă. Să vedem dacă Buceschi va rămâne și pe fază ofensivă. Neacu pentru Zadi. Oreghe, Neacu. Minte a făcut un semn discret lui Neacu. Să vedem dacă așa va merge faza cu pasă la pivot. Încearcă CSB-ul să scurgă secundele. Neacu! Nepregătit aici. S-a grăbit să arunce. Foarte sus a aruncat. A simțit unghiul, dar da, nu a găsit drumul spre poartă. Rămâne Buceschi pe teren. Da, era bizar, mai ales că în prima repriză chiar a evoluat foarte bine Eliza Buceschi. A reușit să marcheze destule goluri. 5 minute și jumătate până la finalul acestei partide. 26-24 pentru CSM. Atacă Rapidul. Și vezi cum se schimbă. Dindrigan putea să facă, dacă reușea acea fază a CSM-ului, putea să facă 4 goluri Davidsen. CSM-ul. Dar iată aici Davidsen, paradă senzațională și timeout cerut de Adi Vasile imediat după această fază. Spuneam, puteau fi 4 goluri pentru CSM, acum Rapidul putea veni la un singur gol. Și iată cât de mult contează o astfel de paradă, pentru că aici nu mai este vorba de apărare, este vorba de această intervenție a lui Davidsen. Marii Davidsen, 28 de ani, venită în 2021 de la Thuringer din Germania. Acolo unde este, a fost antrenată de Herbert Müller. Tehnician care a fost la rulmentul Brașov, care vorbește foarte bine românește, profesor de matematică, selecționerul naționalei feminine a Austriei. Un personaj foarte, foarte interesant, Müller. Pe timeout-ul Rapidului a vorbit la Craper de data aceasta, încercând cumva pe acest final de meci să aducă mai multă energie. Da, asta se poartă. Am văzut că Neagu a fost criticată de foarte multe ori pentru că face asta la Națională și la CSM. Dar în finala Europeanului de băieți, Im Gottfridsson, centrul Naționalei Suediei, a luat pur și simplu inițiativa. Antrenorul l-a lăsat absolut să facă ce-și dorește. Și Gottfridsson și-a dus echipa către victorie în fața Spaniei. Se întâmplă în ianuarie, într-o sală plină din Budapesta, în MVM Dome. Revenim la București. Ultimele 5 minute și 7 secunde din acest meci. Supercupa României la handbal feminin. CSM are atacul și 2 goluri în plus peste campioana Rapid. Foarte important acest atac cu Neagu, Zadi, Omoreghe, Aune și Dindiligan. Intră în circulație Dindiligan. Acolo 2 pivoți pe semicerc. Zadi blocată. Și 9 metri. Doar 9 metri și ar fi dorit mai mult Zadi. Capitanovici a revenit în poarta Rapidului pentru finalul de meci. Ostase a reușit să o blocheze pe Zadi și a reușit să și evite eliminarea. Foarte, foarte importante eliminările pe final de meci. Absolut. În aceste condiții, un meci atât de echilibrat, cu atât de multe răsturnări de situație. În continuare, CSM-ul în atac ține mult de această fază. Aceeași schemă cu Dindiligan pe semicerc. Bine a prins Omoreghe! Al treilea gol consecutiv pentru Omoreghe, care face diferența chiar pe final de meci. A greșit foarte mult în prima repriză, dar extraordinare aceste faze. Omoreghe nu este un inter dreapta, asta trebuie spus. Mai mult centru, chiar și inter stânga evolua la crim, dar în lipsă de altceva, CSM-ul o folosește acolo. Și o fază nu neapărat trasă la Indigo, dar cu aceeași rezolvare în ultimele minute. Canora acum se înalță, blocată de Pintea. Buceschi încearcă să pătrundă. 9 metri. Zadi a fost cea care a oprit-o pe Buceschi. Nu prea mai are timp Rapidul. Trebuie să marcheze și să scoată niște mingi în apărare, pentru că mai sunt mai puțin de 4 minute din această Supercupa României. Ostase pentru Fernandez. Canor. Eliza Buceschi. Eliza Buceschi acolo. Trebuie mai repede Rapidul să marcheze dacă vrea să mai scoate ceva, dacă vrea să câștige sau măcar să ducă meciul în prelungiri. De vrut vrea cu siguranță, dar acum cere timeout pentru că părea un pic blocată acțiunea ofensivă clar, echipei din Giulești. Defensiva CSM-ului chiar a funcționat la parametri maxim. 8 goluri primite în această repriză secundă. Par destul de obosite jucătoarele Rapidului.
Să vedem, va e nevoie de puțin mai multă atenție din partea Rapidului pe fază ofensivă. Aici revedem golul minunat marcat de Zadi și reușita lui Omoreghe, bucuria lui Adi Vasile. Și să spunem că CSM-ul chiar n-are finaluri bune de mers, sau cel puțin n-a avut în sezonul precedent în Champions League, nici în campionat nu a excelat în aceste finaluri. A adus jucătoare cu experiență, Pintea și Zadi, din ceea ce e acum pe teren. De acum pe bancă, Ansen reface zidul cu Pintea. Amenințare de joc pasiv imediat pentru Rapid. Nu mai e foarte mult timp, Badea i-a pasat în spate lui Ansen. Și cred că mai sunt două pase pentru Rapid. Din nou menționăm, regula s-a schimbat. În momentul în care se arată amenințare de joc pasiv, patru pase mai pot face jucătoarele. Excelent, excepțional, Canor! Ține Rapidul în viață cu această aruncare direct la vinclu. Davidson se dusese pe celălalt colț al porții. A căzut foarte ușor defensiva CSM-ului. Ercanor lovește din nou. Ce progresie în aer are. Om la om scoasă neagul. Așadar, Viver mută. Să vedem cum se descurcă CSM-ul în această fază. Aune blochează bine de tot Capitanovic, dar Pintea este acolo. 28-25. Neatentă o stase. Era o fază în care ar fi trebuit să fie mai ute decât Pintea. Dar Pintea este mai experimentată și știe foarte bine ce trebuie să ne facă. Destul de greu pentru Rapid să mai scoate ceva din acest meci. Mai sunt 2 minute și 20 de secunde. Fernandez pentru Bucevski și greșește Bucevski. Saka am terminat. Nu vreau să mă pripesc, dar cred că Saka am terminat. Greu de tot pentru Rapid să revină la acest final de meci. Un meci pe care l-a condus la pauză autoritar, aș putea spune, din Diliga. Zadi, Omoreghe pentru Neagu, scoasă și din nou 1-1. Badea ajunge la mijlocul terenului pentru a-l ține pe Cristina Neagu. Recuperarea rapidistelor, Bucevski pentru Canor. Trebuie să grăbească foarte mult această acțiune de atac Rapidul. Bucevski pentru extremă și bară! O torpilă a scutuit bara transversală. Acum chiar s-a terminat, probabil. 3 goluri avans, 1 minut și jumătate. A fost o acțiune finalizată de Dorina Corșoș în bara transversală. Foarte interesant acest meci. Spuneam, Rapidul a părut că are o bancă mai lungă în prima repriză. N-a părut la fel în partea secundă. Și o bancă mai eficientă. N-a părut la fel în partea secundă. CSM-ul s-a apărat mult mai bine și cred că ăsta e principalul plus față de sezonul precedent. Ok, 25 de goluri sunt destul de multe într-un meci, dar ritmul a fost rapid. Pe termen lung va fi interesant de văzut cum se va descurca CSM-ul. Neagu primește acum un pic de gheață. Vasile să organizeze finalul de meci. Un meci în care Aune este cea mai bună marcatoare cu 7 goluri peste Cristina Neagu, care are 6. Eficiența a fost problema Cristinei Neagu, dar evident e crucială pentru CSM. De asta e și luat om la om acum pe acest final de meci de Alexandra Badea. 1 minut 16 secunde din acest meci, din această supercupă a României. Neagu în continuare luat om la om, iese din acel blocaj. Foarte bună pasa pentru Dindiligan, bolta lui Dindiligan, a doua boltă în bară. Nu e bine. Se lovește cu Capitanovic. Sunt chemați medicii foarte, foarte repede. Pare că portărița Rapidului se simte mai rău. Nu sunt bune aceste contacte. Sperăm că e regulă Capitanovic. S-a ridicat Aune. Ivana Capitanovic, 27 de ani, născută în Split, venită de la MES în această vară. Vedem această boltă a lui Dindiligan. O păcălise pe Capitanovic, a avut prea multă înălțime. Lovită rău de tot
Vana Capitanović se resimte, portărița croată. Nu știu cum s-a ridicat Paune atât de repede, sincer. Poate fi un moment foarte, foarte complicat. Da, și se cheamă intervenția medicului, va fi probabil scoasă pe targă. E păcat pentru că era chiar finalul acestui meci. Pare groghi Capitanović. Au mai fost niște accidentări serioase chiar în această perioadă de pregătire la SCM Craiova, echipă pe care o vom vedea pe Pro Arena sâmbătă de la 17:30 cu Minaur. Ana Paula Bello a suferit o fractură la vertebră. La CSM a început deja petrecerea pe bancă, dar Rapidul poate să-și ia revanșa duminică de la 17:30 pe Pro Arena. Cele două echipe se întâlnesc în prima etapă a Ligii Florilor. Așa a făcut tragerea la sorți, așa au spus sorții că trebuie să fie. Cu siguranță un meci foarte, foarte interesant. CSM-ul crește seria victoriilor împotriva Rapidului la 11 în 2015 încoace. Continuă să aibă probleme foarte grave Capitanović. E nevoie de targă, vine și Zaadia acolo să afle ce se întâmplă cu fosta sa colegă de la MES. Da, cele două au jucat chiar în Final Four în luna iunie. MES a terminat pe poziția a treia, dar Capitanović nu pare deloc bine. Da, o jucătoare care a câștigat numai puțin de 8 titluri de campioană cu Podravka. Foarte, foarte dur impactul. Chiar la gât, momente dramatice în sala polivalentă din București. Capitanović va ieși din sală cu acea proteză la gât. În handbal sunt mai multe curente, să spunem, în țările nordice, în țările scandinave. Jucătoarele sau jucătorii care suferă astfel de accidentări lipsesc mult timp, pentru că se pune foarte mult accent pe sănătate și o astfel de comoție cerebrală, pentru că e clar, pe lângă accidentarea la gât, probabil că a fost și o mini-comoție cerebrală la Capitanović, și nu numai, și în fotbalul american sunt astfel de probleme. Astfel de accidentări sunt tratate foarte, foarte serios. Să sperăm că nu este nimic grav, că Ivana Capitanović va reveni destul de repede pe teren, pentru că nicio echipă nu-și dorește astfel de accidentări. Revenită la bancă, Orlan Canor i-a spus ceva antrenorului său, Carlos Vivir. Era foarte, foarte îngrijorată Canor. Nu sunt cele mai ortodoxe scandări. Nu cred că au loc la handbal. Poate la fotbal, pentru că această galerie a Rapidului are antecedente. Chiar în săptămâna trecută, sâmbătă, când a afișat un banner nici nu poate fi descris, mai ales în condițiile în care o jucătoare de a echipei este pe jos, nu poate să se ridice, a suferit o accidentare gravă. Tu să ai un război cu antrenorul advers, mi se pare absolut... Da, a venit și targa între timp. Noi vedem câteva dintre cele mai frumoase goluri de până acum în Supercupa României la handbal feminin. Încearcă medicii să o pună pe targă pe Capitanović. Da, trebuie să o miște cât mai puțin pentru a nu risca, acesta este protocolul, a nu risca alte leziuni. Complicații, da. E o accidentare, nu se întâlnesc astfel de accidentări, pentru că jucătorii oarecum se protejează. Se protejează, exact. Da, dar a fost într-o viteză foarte, foarte mare. Și arată oarecum și Capitanović cât de mult și-a dorit să joace pentru Rapid și să dea totul. Da, jucătoarele Rapidului sunt realmente îngrijorate pentru soarta colegei lor. Foarte diverse soluții acolo pentru a urca pe targă. Hernandez a ajutat și ea. Să sperăm că nu este nimic grav.
Capitanovici, un transfer foarte important, un jucătoare care are mare, mare experiență pe drafta la Mes, sezoane bune în Champions League. Vom afla ce se va întâmpla cu ea. A fost întreruptă această partidă mai bine de 5 minute. Da, fanii Rapidului îi strigă numele portăreței din Croația, care este scoasă pe targă din sala polivalentă. Un final pe care nu doream să-l vedem, al acestui meci extrem de tensionat între CSM București și Rapid. Acesta e momentul. Canor, colege și la Mers, se cunosc de mult timp. Păcat, păcat că se întâmplă astfel de momente. Intră Diana Ciucă și vom avea ultimul minut al partidei. O bucurie oarecum umbrită de această accidentare foarte gravă. Acest eveniment trist, da. Supone Capitanovici. Da, e greu să te mai concentrezi ca jucător când știi că nu prea mai poți întoarce soarta partidei. Canor acum, încă un gol pentru Orlan Canor. 40 de secunde rămase de disputat. Diver le face semn jucătoarelor sale să iasă în apărare avansată. Om la om acum. Bun, presiune pe CSM. CSM-ul va intra cu siguranță în pasiv repede, pentru că nu va încerca probabil să atace foarte. Dar scapă mingea, scapă mingea Omoreghe. 20 de secunde, Fraga Fernandez. Pasă cu pivotul, mingea ajunge la Canor până la urmă. Recuperată! Și Sudakov a intrat cu capul în față direct. Și mai sunt doar câteva secunde. Dezorganizat acolo în apărarea Rapidului. 9 metri și se va termina această partidă cu CSM București câștigătoare a Supercupei României la handbal feminin. Îmbrățișarea dintre cei doi antrenori. A fost un debut de sezon în handbalul feminin foarte tensionat. CSM-ul face hora bucuriei.